Bună! Acest video face parte din seria de videouri Access Media, produsă în cadrul proiectului cu aceeași nume de Asociația Culturală Contrasens. În cadrul acestui proiect dorim să aducem mai aproape educația media tinerilor, profesorilor, dar și părinților. În cadrul proiectului organizăm ateliere în școli, plănuim lansarea unui site cu resurse pedagogice pentru profesori și elevi și am produs această serie de videouri. Acest video este doar o introducere. Veți putea urmări o serie de 4 videouri pe 4 teme diferite legate de educația media. Voi începe această mică introducere cu următoarea întrebare. Câte ore ai petrecut astăzi consumând media? Probabil vei putea urmări setările orelor petrecute pe telefon, îți vei aminti cât timp ai petrecut la televizor sau ascultând un podcast. Dar astea nu sunt singurele forme de media. Dacă pornim de la definiția termenului de media, care provine din limba engleză și a fost preluat și în limba română, vom observa că acest termen este unul foarte vast, este un termen umbrelă care sintetizează, de fapt, toate formele de comunicare. Foarte simplu spus, termenul de media se referă la toate metodele prin care ceva este comunicat. Este, de fapt, vehiculul unui mesaj. Dacă considerăm această definiție, gândește-te la toate formele de comunicare cu care ești înconjurat. Aici putem enumera pancarte, publicitare, broșuri, cărți, etichete, etichetele produselor, orice formă de text sau imagine cu care suntem înconjurați. Considerând aceste multe forme de media, putem spune că suntem în toată ziua încercuiți și înconjurați de o formă sau alta de media. Fie în timpul liber, fie în timpul școlii, putem spune că toată ziua consumăm media. De aceea, întrebarea legată de timpul petrecut consumând media este una foarte grea de răspuns. Dacă ne gândim la termenul de mass media, ne referim, de fapt, la toate formele de comunicare prin mijloace tehnice. Asta înseamnă televiziune, cinematograf, publicații de diferite forme, dar și această zonă de online. V-aș propune să trecem printr-o scurtă istorie a mass media, o incursiune rapidă în momentele cheie din dezvoltarea mijloacelor mass media. Dacă e să facem o cronologie a momentelor cheie din istoria mass media, trebuie să începem cu inventarea tiparului de către germanul Gutenberg la mijlocul secolului al XV-lea. Acest moment esențial pentru cultura întregii civilizații europene a contribuit la o mișcare de-a dreptul revoluționară și esențială pentru dezvoltarea mass media. Putem spune că inventarea tiparului a fost primul moment istoric în istoria mass media. Prin construirea unui tipar care permitea schimbarea matrițelor și care permitea o tipărire rapidă a cărților, s-a reușit producerea în masă a Bibliei, ceea ce a fost un moment foarte semnificativ pentru istoria religiilor. Deși exista deja o formă de tipar, tiparul lui Gutenberg a fost mult mai adaptat, mult mai simplu de utilizat și această posibilitate de a schimba matrițele a contribuit la îmbunătățirea tehnologiei. Până în acel moment, trebuie să vă imaginați că tot ce era scris, cărți, Biblii, erau copiate de mână și doar puțin oameni aveau acces la o carte. De aceea, acest moment putem să spunem că este prima revoluție media, primul moment în care
un obiect media a ajuns la un grup mare de oameni. Mergând mai departe, la sfârșitul secolului al XIX-lea, trebuie să marcăm istoria înregistrărilor audio. La sfârșitul secolului XIX avem primele înregistrări audio, care din acel moment până astăzi au evoluat foarte mult, dar este un moment, bineînțeles, important alături de invenția cinematografului, tot la finalul secolului XIX. În 1895 avem primul film filmat de frații Lumière, care captează un moment de la uzinele Lumière, uzinele părinților fraților Lumière, un moment în care lucrătorii din uzine ieșeau la finalul programului. În cele trei exemple prezentate, în cele trei momente esențiale prezentate, avem o relație foarte strânsă între obiect și informație. Mergând mai departe în cronologia invențiilor din mass media, în jurul anului 1910 avem apariția radioului, care, datorită undelor electromagnetice, a permis transmiterea informației la distanțe mari și la un grup mare de oameni. Împreună cu invenția televiziunii, au schimbat paradigmele în ceea ce privește informația și transmiterea de informație. De la situația în care avem informația foarte strâns legată de obiect, avem o nouă situație în care dintr-o sursă se transmite la mai mulți oameni, avem primele forme de difuzare. Cum spuneam, în 1950, în jurul anului 1950, avem răspândirea televiziunii, care are momentul de culme și apogeu în jurul anilor 60. Primele momente televizate au fost Jocurile Olimpice din Berlin, care au fost difuzate în 6 orașe, iar primul moment difuzat în mai multe țări europene și redifuzat în Statele Unite ale Americii au fost încoronarea reginei Elisabeta a II. În 1964, în casele particulare din Statele Unite ale Americii erau deja 60 de milioane de televizoare. Deci putem spune că acea epocă este epoca televiziunii și a radioului. Televiziunea color apare în anul 67. Radioul și televiziunea au permis difuzarea la un grup mare de oameni. Dintr-o sursă se putea dintr-o dată transmite către mase de oameni, deci ele sunt de fapt primele forme de comunicări de masă. De aceea putem spune că secolul 20 aparține televiziunii și radioului. În jurul anului 1990 apare internetul, intrăm într-o nouă eră a mass media. Deși au existat experimente și înainte, în 1969, pentru prima dată, au fost conectate calculatoarele din 4 universități americane. În 1984, numărul calculatoarelor conectate la rețeaua globală atingea cifra de 1000, în 87 10.000, în 89 100.000, iar în 96 10 milioane. În jurul anului 2000 avem telefonul mobil, iarăși o invenție care schimbă un pic paradigmele mass media. Dintr-o dată putem fi conectați în orice moment și de oriunde. Dacă e să descriem epoca actuală, o putem descrie prin două cuvinte, mobilitate și interactivitate. Un moment esențial este trecerea de la web 1.0 la web 2.0, ceea ce noi considerăm sau numim noile media. Dacă e să dăm o definiție a ceea ce înseamnă noile media, trebuie să menționăm că noile media se referă la conținutul accesibil prin internet, care include aspecte ale feedback-ului utilizatorului și posibilitatea participării active și creative ale utilizatorului. Deși ceea ce este considerat nou este în continuă schimbare,
Noile media includ aceste abordări bazate pe tehnologiile rețelelor sociale, cum ar fi Facebook, Twitter, Instagram, aplicații mobile care utilizează tehnologii de sisteme de localizare sau aplicații dezvoltate care permit dialogul între utilizatori. Noile tehnologii media permit livrarea de conținut adaptat comportamentelor și contextului fiecărui utilizator și oferă platforme de distribuire a conținutului la o scală foarte largă. Dacă e să separăm sau să observăm diferențele dintre mass media tradiționale și noile media, foarte simplist putem spune, mass media tradiționale sunt unidirecționale. Asta înseamnă că informația și controlul asupra informației vine e deținut de o singură sursă, de un singur grup de oameni. Consumatorul are un rol pasiv, el nu este implicat direct în schimbul de comunicare, iar producția este de multe ori costisitoare și de durată. Când vorbim de noile media, foarte important este acest aspect bidirecțional. Consumatorul devine și producător și participă la schimbul de informație și de comunicare. Este o formă participativă de comunicare, este foarte rapid și accesibil. În discursul legat de noile media, foarte des se vorbește de termenul de economie atenției, care a fost introdus de laureatul la Nobel Herbert Simon. Mai târziu, în 97, a fost adaptat de fizicianul Michael Goldhaber și a fost extins de diferiți teoreticieni. Acest concept de economia atenției se referă la trecerea de la o economie bazată pe materie la o economie bazată pe atenție. În cea mai mare parte a istoriei, accesul la informații a fost limitat. Cu secole în urmă chiar, mulți oameni nu știau să citească și să scrie. De aceea, accesul la informație era un lux, era un privilegiu elitei. Astăzi, în schimb, oricine are conexiune la internet are acces la resurse nelimitate de informații, divertisment, literatură, arte. De multe ori aparent gratuite sau oferite gratuit. Cu toate acestea, cantitatea noastră de procesare mentală rămâne aceeași ca în trecut, bineînțeles. De aceea, conceptul de economia atenției se referă la atenția noastră ca o resursă valoroasă a erei digitale. Atenția noastră este o resursă valoroasă pentru companii, campanii politice, organizații non-profit și nenumărate alte organizații care încearcă să ne ademenească să cheltuim bani sau să ne oferim voluntar timpul. Multe servicii online sunt oferite gratuit, în schimb, în economia atenției, atenția nu este doar o resursă, ci o monedă. Utilizatorii plătesc pentru un serviciu cu atenția lor. Gândește-te, de exemplu, la platforma video YouTube. Prin ce metode este captată atenția ta și cum este monetizată atenția ta? Poate te vei gândi la pop-up-uri de reclame, la secundele pe care trebuie să le urmărești înaintea vizualizării unui video sau chiar la reclamele produse de vloggeri sau alți producători video. Toate aceste mecanisme sunt făcute pentru a ne ține cât mai mult pe site-urile și platformele media. Când vorbim de design pentru atenție, ne referim poate la animații atrăgătoare care atrag atenția asupra unui conținut sau campanii publicitare care sunt atractive și te obligă să îți dedici atenția publicității. Design-uri aglomerate în care se afișează o cantitate mare de informații simultan. Toate aceste tehnici sunt folosite intenționat și sunt foarte, foarte bine gândite. Site-urile și aplicațiile sunt concepute pentru a trimite notificări frecvente, tocmai pentru a spori implicarea și a ne ține cât mai mult pe ele. Alt discurs esențial legat de
Web 2.0 sau noile media este acela al democratizării. Fiind un mediu participativ care permite implicarea utilizatorului și oferă instrumente de producție utilizatorului, a fost numită această epocă ca o democratizare a mass mediei. În general, Web 2.0 este văzut ca un mijloc puternic pentru facilitarea creșterii democrației media, deoarece oferă participanților o voce potențială, o platformă și acces la mijloace de producție. De exemplu, protestele din Orientul Mijlociu au fost un moment istoric care a fost foarte mult teoretizat în ceea ce privește implicarea platformelor sociale în organizarea protestelor și mișcărilor. Dar ne putem gândi și la Fridays for Future sau alte mișcări sociale care au profitat de instrumentele și resursele puse la dispoziție de platformele social media. Social media permite cetățenilor să fie sursa unor idei, planuri și inițiative mult mai ușor decât era posibil până de curând. Un alt aspect legat de democratizare și de importanța mediilor sociale în democrație este aspectul de guvernanță și transparență. Înainte de social media, guvernele și formele de mass media tradiționale erau singurele instituții, singurele forme de organizare care aveau acces la informație și care distribuiau informație. Odată cu apariția Web 2.0, mai multe voci participă la distribuirea de informații. Acest lucru poate să fie și pozitiv, poate să fie și negativ. Dacă vorbim de partea negativă a acestui vuiet mare de informații și de voci, trebuie să ne gândim la pericolul dezinformării și la pericolul fabricării conținutului. Din moment ce nu mai avem forme foarte controlate legate de distribuția de informații, bineînțeles că vor exista și anumite grupuri de oameni care vor profita de această situație, cum ar fi armatele de trolling, campaniile de propagandă și așa mai departe. Mai multe despre pericolele dezinformării, despre fake news, veți auzi în următorul video din această serie, care o are pe doamna profesoară Brândușa Armanca și care intră mult mai în detaliu în acest subiect. În acest mediu foarte divers și foarte necontrolat, putem spune, este esențial să învățăm să avem un consum responsabil și o participare responsabilă media. De aceea, proiectul Access Media propune aceste cursuri și aceste pachete educative pentru a aduce mai aproape competențele mediatice grupurilor țintă. Când ne gândim la educația media, putem să ne gândim la alfabetizare. Câteodată se mai folosește și termenul de alfabetizare media. Cum putem înțelege acest termen? Dacă ne gândim la scris și citit, sunt competențe pe care noi le învățăm la o vârstă foarte mică, la fel ne putem gândi și la alfabetizarea media ca o formă de scris și citit. Asta înseamnă că este o competență care poate fi dobândită, care cere un pic de exercițiu, dar este accesibilă oricui. În general, competențele media se referă la capacitatea de a accesa, analiza, evalua și crea mesaje media de toate tipurile. Aceste abilități sunt esențiale în lumea de azi. Trebuie să putem naviga în acest mediu media foarte complex și să dăm sens mesajelor media care ne bombardează în fiecare zi și în același timp să folosim instrumentele și tehnologiile media într-un mod responsabil. Un alt exemplu
care îl putem da pentru a explica ce înseamnă competențele media, ar putea fi acela jucătorului de fotbal, care nu ajunge să știe să dribleze sau să șuteze bine la poartă în joc, ci trebuie să aibă și cunoștințe despre echipele adverse, despre jucători, despre strategie. Așa este și cu educația media și competențele media. Vă propun o scurtă definiție formulată de Institutul de Leadership în Competențe Mediatice de la Aspen. Capacitatea de a accesa, analiza, evalua și de a crea mass media într-o varietate de forme. Educația media contribuie la înțelegerea rolului mass media în societate și oferă abilități esențiale de anchetă și de exprimare necesare cetățenilor unei democrații. Scopul educației media nu este de a tematiza pericolele noilor tehnologii, ci de a responsabiliza consumatorii să navigheze media într-un mod critic și constructiv. O bună înțelegere media te-ar putea face chiar un cetățean mai bun. Cele 5 concepte ale educației media sunt: toate mesajele media sunt construite. Asta înseamnă că în spatele oricărui mesaj media este un producător, este o instanță, este o instituție care dorește să transmită un anumit mesaj. Mesajele media sunt construite folosind un limbaj creativ, urmărind reguli proprii. Bineînțeles, fiecare formă de media are un alt limbaj. Oameni diferiți interpretează diferit același mesaj media. Iar mesajele media conțin diferite sisteme de valori și puncte de vedere. Majoritatea mesajelor media sunt construite pentru a obține o formă de profit și sau putere. Dacă e să vorbim de competențele necesare pentru a naviga noile media, vom enumera din nou 5 competențe esențiale. În primul rând, trebuie să avem capacitatea de a accesa mesajele media. Asta înseamnă să știm să intrăm pe un site, să știm să descărcăm o aplicație. Următoarea competență se referă la analiză. Aici propun întrebările teoreticienii René Hobbes, care formulează 5 întrebări pentru consumul media. Cine a creat acest mesaj și care este scopul? Ce tehnici folosește pentru a atrage atenția și a menține atenția? Ce moduri de viață, valori și puncte de vedere prezintă? Cum ar putea diferiți oameni să interpreteze acest mesaj și ce lasă omis sau afară? Aceste 5 întrebări oferă o structură pentru a analiza mesajele media. Următorul nivel de competență se referă la cel de evaluare. În primul rând, la relevanța mesajului media. Ne punem întrebarea, își servește scopul, cât de factual este, sunt prezentate dovezi empirice sau doar o opinie, verificăm alte surse. Observăm dacă informația este credibilă, verificăm credibilitatea sursei și a editorilor. Și penultima etapă se referă la aceea de creație, de utilizator și producător responsabil. Aici trebuie să ne punem următoarele întrebări. De ce fac asta? De ce vreau să transmit acest mesaj? Ce fel de acțiuni aștept să întreprindă oamenii care au răspuns la acest mesaj? Care sunt consecințele probabile sau posibile? Ce învăț despre mine din rolul meu în crearea acestui mesaj? Și care este responsabilitatea mea față de publicul meu, cine ar putea beneficia, cine ar putea fi rănit și în ce moduri. Și bineînțeles, o ultimă etapă acționează, deoarece o bună înțelegere critică a mass media te poate face un cetățean mai bun. Vă invităm să urmăriți și următoarele video create în seria Access Media și să accesați pagina Teme Cult, unde veți găsi o serie de video dedicate cinematografiei și o serie de video dedicate artei contemporane românești. De asemenea, pe pagina Teme Cult oferim multe resurse pedagogice pentru profesori, fișe de lucru, materiale video care pot fi folosite în clasă, în orele de curs.